Lasă geanta acolo. Lasă geanta. Nu ți-e evantaiul, mă? Gata, lasă-l. Nu vrei evantaiul? Da. Evantai? Băi, Mărine, băi, dar eu ador locurile astea superbe în care tu mă aduci, băi, băiatule. Îți plac? Băi, este superb aici. M-am bucurat într-un fel că mi-am zis, zic, bă, cireșe, copac, e clar, stau la umbră, măcar nu stăm în soare. Uite, Cosmine, ia uite cum ia eu. Nu așa că le strici, mă. De ce uite așa le duc? Bă, că poți. Păi le pun așa direct. Nu m-am mai urcat în copac să culeg un fruct de când eram mică. Eu rămân aici, neamărit. Lasă lădița. Prima dată ți umpli cata, găleata și după aia. Nu au plut brațele de lădiță și azi, haideți, l-a cules cu voi. Și ce crezi că a făcut Neamărin? Pusesem și ochii pe un copăcel care era și la umbră, era și plin de cireșe. Și am zis, ăla e copăcelul meu. Bă, direct s-a urcat pe scara mea. Ce șmecher Neamărin și a luat copacul ăla, cel mai bun și cel mai plin. Nu? Acolo vroiam eu să mă duc. Și eu am luat un copac mai de fraier. Nu avea nici cireșe, așa multe era deja cules și nu avea nici scara la umbră. Ca să stau 70 de ore eu până am găsit, eu nici ajung la alea, Neamărin. Dar, până la urmă, ce să faci? E un bătrân, trebuie să aibă prioritate. Și ne-a trimis domnul Barbu, dacă știți, domnul Mudava, ne-a trimis să facem rost de rapane. Și ce crezi? Azi eu vă dau rapane, dar trebuie să treceți și la treabă, nu primiți rapane gratis așa, că nu se obține nimic așa ușor la Neamărin. Bine, și nu avem echipament special pentru asta, că am văzut că trebuie pantalon negru, nu? Domnul, mânuși. Merge și noi. Eu am venit frumos echipat, am venit cu papuși, cu pietre, domnule, ia vedeți, e corespund pentru curățat rapane. Bun, și? Eu am mâncat drapane, sunt costățean, am mâncat, știam că sunt melci. Nu, nene, e vie, nu mă omorâm, stai mă așa un pic, mă, stai un pic, mă, așa. Nu mai omorâți. Nu e vie, ți se pare. S-a mișcat. Repare. Și am zis să salvez câteva dintre ele, pentru că nu era numai. Bărba, am văzut să văd cum fac dragoste, am zis că fac dragoste. Liviule, treci aici la curățarea rapane, că ți-o iei grav de la Neamărina. Mie mi se pare sau Liviu doar privește? Nu știu ce să fac, să-l omor sau să nu l-o omor. Asta bună, nu? Ia uite-ne pe noi, cu găleata de rapane, cu furculița în mână, unghiuțele mele drăguțe, înțelegi că uite așa îmi făceau rapanele în mână, erau în toate direcțiile. Bași furculița, Andrei a priceput cel mai bine că el l-a făcut. Și eu am făcut școală. De rapangerie. Așa, nu? Băgați aici. Rubic! Da! Ce faci? Bine, promovare! Mă ocup de social media pentru circ. Vrei să-ți dau 100 de cireșe în cap? Dragii mei, Neamărin, să știți că vă tratează foarte frumos în seara asta, dar noi o să muncim. Este o boală. Sunt dependenți de telefon. Ceea ce e foarte grav. Știi ce noroc am avut la cireșe? Că a fost liniște așa și pace. Chiar a fost pe pace la cireșe. Cine? Nu mai avem animale! De aceea l-am adus pe Neamărin! Asta este ora în seara asta, la circul acuatic Obelucii. L-am tot hârșonit, așa n-avea chef. Du-te. Ți-ai pus corcoduș acolo? Da, am. Nu, n-ai. Du-te și fă-ți. Da, bre. Ia uite cum s-a adunat, frumos așa. Și cum le iei cu codi? Cu codiță, bă. Uite aici, uite. El tot știa, eu-s gata cu găleată, eu-s gata cu găleată. Tu da pe jos, vedeți că da pe jos! Își bate joc! Le-am cules eu cu codiță cât am putut, mă uit la găleata lui. Una n-avea codiță. El le prea, le spulcea așa după pop. Păi nu așa, trec cu codiță ca să mai păstrez, să mai stea. Mamă, ce bune sunt. Am mâncat în continuu. Bă, dar știi cât am mâncat? Mamă, dar bune sunt. Și m-am bucurat, poate dă Dumnezeu să defectează. Știi, poate are un defect la sistemul digestiv, la stația de epurare. Vă rog frumos, haideți să culegem să nu mai mâncăm așa. Că am venit să culegem, nu să mâncăm cireșe aici. Dacă are un defect, pac, s-a terminat, stăm liniștiți 2 zile, pac, până să repare el, o să fie mai potolit, nu-i stres. Când vrea să te lovească, pac, îl lovește, să strică supapa, trebuie să plece, înțeleg? Cosmin, tot timpul aici ăsta m-a terorizat. Mai du-te, și lasă-mă în pace, mă, tu, eu am văzut că nu taci în gesta, era mai sus pe scară, era mai jos și eu de acolo dăteam o cireașă în cap, ba în față, ba în mână. Ia uite, a început să plouă cu cireșe.
Uite, e bine, domnul? Da, asta ai scos-o perfect. Șmecherie, gata. Ce vă bucurați când le omorâți, nu? Nu le omorâm, doar le scoatem din cochilie. Ce arcă, Liviu m-a adus la exasperare. Hai, lasă vrăjala, pune una și curăță acolo, că noi ne-am rumâinile. Eu cred că ăla nu era capul, nu știu ce zic, sau era, dar nu era la care trebuie. I-am zis odată, i-am zis de două ori, i-am zis de trei ori. Bă, trece aici, curăță și tu. Bă, i-am curățat ceva. Doar Liviu ăla care șomează, ia uite aici. Vrei? Bravo, bă. Liviu-l tăiem de la porții. Hai că ți-arăt eu cum să-mi fige furculița. Ia uite, uite, e zemoasă, e cum îți place ție. Nimic, nu l-am convins nici cum cu toată vrăjoarea mea. Te zic lunea Mărin. Dă-mă telefonul să-l filmăm. Se arătăm lunea Mărin cum miroase ăsta rapanele și se ceartă cu noi aici. Asta e momentul. Asta e momentul. Bineînțeles că mi-a și zis, a, nici bine n-ai venit și ești turnătoare, da. Sunt turnătoare, că noi ne rupem mâinile aici și tu stai pe băncuțel, stai și să uita. Și am zis să salvez câteva dintre ele. Îl sun pe Neamărin, jur! Vă zici de treaba ta! E, firai tu să fii. Bă, dar cum să ne... Acum ne părâm între noi? Da. Sunteți libere! Sunteți libere! Lângă el mă duc. Nu te las. Nu te las, nu te las, nu te las. Aici, lângă tine, vin viața mea. Nu poți să muncești fără mine. Am avut noroc că Părubia a dat-o la vreo 3 copaci mai încolo. Adică eram liniștit. Eu culegeam cu Nentu Mărin. Ne lasă că e prima zi, te văd eu mâine. Niciodată fără tine, niciodată. Uite, mi-am pus... Oaaa, câte am aici, ești nebun? Cum, nu știu cum faci, Neamărine, faci ce faci, vin cu gândul la distracție și ajung la muncă. Taci din gură și culege cireșele. Știi ce m-ai chemat aici să tac? Zic că o să chiulesc, o să mă duc, o să fac, o să dreg. Fac pe să mă ia. Mă enervează, nu m-am răbdare. Și când o văd că vorbește într-un așa, deja eu mi-am pus protecție. Nu, te rog. Fac numai rele, Neamărine. Număr în gândul meu, îmi fac treburile care le am. Și nici nu mă bagi în seamă, bre! De ce m-ai chemat aici dacă nu vorbești și cu mine? Ca să vorbești mult și prost. De data aceasta aici, la fermă, m-am pricopsit cu 2 din ăștia care vorbesc foarte mult. Băga-mi ași picioarele! Neamărin! Da! Anda sunt. Da, Anda. V-ați luat să vi-l purăsc pe Liviu. De ce? Păi ăsta nu face nimic aici, să știți că s-a dus la plajă, e în apă. Mi-a luat scoicile. Neamărin nu trimite niciun spion pentru că are încredere în mine. Dar Anda a sunat, Anda e o trădătoare, Anda e o sifonară. Du-te și bagă-i una de aia în gură. Auzi, Anda, Anda, du-te și bagă-i una de aia în gură să vezi că pula mă face treabă. Unde să mi-o bage? În gură să ți-o bage. Ce fel de om ești, mă, tu, mă? Ce fel, ce neam ești, mă, tu cu mine, mă, de vrei să mă bagi? Bă, dar astea sunt vima ta, că le luăm și le punem așa în plinile, plimbăm și mai le dăm drumul. Bineînțeles, Liviu, ca de obicei, cu vrăjala lui. Liviu nu făcea de milă. Dacă nu vroia și așa, bă, eu nu fac. Era una. Puteai să zici, bă, dacă când vezi omul milos, tu părăști omul care e milă, mă? Știi de unde? Că nu l-a crezut Neamărin. Știi unde sunt eu acum sus, într-un cireș? Și nu mi-ar să vorbesc de... Unde ești, bă, cireș? Cum? Bă, vicinosule! E în cireș! Neamărin m-a certat că de ce nu fac, că nu fac, că nu drec. Și am spus cum să fac. Te pun-te în locul rapanei. Uite, tu ești așa o rapană și vine o rapană care e mult mai mare decât tine, nu? Și vine așa și te ia din casă și te ia cu... Și ți-e fige furculița. Nici nu vreau să spun că parcă-l și-l văd. În cap. Ieși. Nu e ce trebuie. Bine, dacă Neamărin face rău, foarte bine-i face rapana. Se înfigă furculița. Este un melc aparținând familiei... Cetacee. Muricidae. Deci de asta care mor obligatoriu. Liviu era un fel de Wikipedia al nostru și ți explic imediat. Și-a găsit de lucru el ca să se sustragă de la muncă. Impactul ecologic al acestui gastropod în Marea Neagră este unul negativ. Opa. Rapana este considerat un prădător. Că mănâncă stridii. Eu, alea care oxigenează marea. Și dacă se mulțesc foarte mult rapanele astea, marea devine toxică și nu mai crește absolut nimic. Și dă-te la o parte, vrei că intru eu. Deci, care-i mă, că am oluscat? Și m-am pus pe rapane și dă-i și strage și dă-i și... Și nu mă lasă, rapanele! Asta e... Auzi, dacă aveam și niște muzică, era bombă. Sac, găinăța pe mine. Asta nu e foarte ușoară, da, munca asta, pe cuvânt. Noi am pățit foarte multe accidente acolo, eu mi-am julit mâinile, mă ustură degetele și acum... Ei! Unde, mă, ce? Ei!
faci? Ce-ai făcut, mă? Te molusca! Aruncă-te în apă! Cum l-a simțit, cum... Știi? Nu mai pot să mai mănânci acum. Nu mai pot după ce ai văzut treaba asta. Nu stăteam eu liniștit, Gogule. Le țineam eu farfurii acolo cu niște vinulețe albi. Cu aia, cu aia, cu aia. E, acum cum mai mănânc eu când văd... S-a hărățelenit pe mine. Nu, bre, am umplut două lădițe! Bravo, sora! Păi ai te-a făcut șase, n-ai văzut ce mă... Care șase? Că astea sunt două lădițe la copacul meu! Te-a nebunit cu șase lădițe. Nu, câte două lădițe. Începe să o lădițe. Bun. Câte două lădițe de fiecare? Da. Cine-a mărit? Păi cum, nu șase? Poftiți la circo! Pentru prima dată! Pentru prima dată în România, premieră mondială, un om cu Alzheimer joacă la Circo Aquatico Bellucci. Să vedeți ce nebunie face. Bătuta din picior cu nuiaua și un topor. Ole! Bine, Zeleș! De seară prezinți? Nenorocit. Aveți ce cu minte stau? Da, știu. Dar eu am crezut că tu ai venit anul ăsta. Da. Să fii un băiat cu minte. Păi sunt cu minte, nu sunt cu minte. Ce vrei? Că dar ce vrei, spus, mă, să fac? Ce vrei tu ce să fac? Probleme au culeg, băi, culeg cireșe. Da. Păi și atunci lasă-mă în durerea mea. Ce n-am voie nici să vorbesc, da, vorbesc, dar ce ești? Prost, păi dar vorbesc ce vreau eu, ai înțeles? Am terminat de cules fiecare exact norma pe care am avut-o. Mă simt liber, freedom. Uitați, ia uitați. Uite, sunt liber în livadă, înțelegeți? Ce vrei, nu mai proști de ăștia în care vorbesc singur, vezi? Livada și am învățat niște scheme. Da, atenție mare, fac o scamatorie că toți suntem la circ. Da, priviți, în această găleată sunt cireșe, da? Da, atenție mare, toată lumea să fie pregătită, atenție. Eu o să întorc găleata, da? O întorc cu dosul în sus și nu se varsă cireșele. Atenție mare, trebuie să mă concentrez, atenție. Da, 1, 2, găleata este cu cireșe, da? Dacă o întoarcem se răstoarnă, da? Atenție mare, hopa! Iată, cireșele sunt intacte. În spatele meu aveți un exemplar de așa nu. Este un exemplar foarte rar. Dacă nu mai folosiți animale în circ, aveți nevoie de neamări. Hei! Hai! Păi ți-a 2 ani să scoți iarba asta. Păi și ce treabă avem? Așa. Nu putea să fie atât de simplu să curățăm 200 de kilograme de rapane și să plecăm cu ele, ce a trebuit să desfacem o plasă de calcan. Gugule, cred că tu o desfulzi pe asta, că eu mă chinui de jumătate de oră să de not. Eu nu înțeleg cum poți să desfacă cineva așa ceva, eu nu înțeleg. În odată, cum eu n-am văzut vreodată așa ceva, deci dacă cineva vrea să-și bată joc de tine, îți dă o plasă de aia să o desfaci. Uite că desfac eu, uite. Deci că e făcut la mișto ca să nu poți să o desfaci. Pe cuvântul meu, n-ai cum să desfaci nodurile alea făcute de... Nu știu cine le-a făcut, de niște pești care sunt isterici. Dacă nota ne amărim cu marea neagră și noi trebuie să o desfacem pe asta să-l prindem... 30 de secunde! S***a-i vecin, dacă nu, eu făceam 9. La cijmea o adă în pădure... Să trăiești. Și aici a început nebunia. Zi aia, papa rudă, vino de neudă, vino de neudă. Nu te saturi odată pentru numele Lui Dumnezeu, satură-te odată de glumele astea. A, ce nebun ești, gata! Dacă el crede că e o pedeapsă bătaia asta cu apă, se înșeală. Eu zic și eu ca el, a, nu, neamărin, au. Cărămii de nouă, de Doamne să plouă, cărămii de lucitare, de Doamne să ia să ploaie! Topa noastră. Bravo, sora mea. A, ce frumos e. Băia noastră. Ghețată toată. Hai, neamărințe, ne luptăm să fie facem bătaie cu apă. Du-te, de nebun. Mi-a stat inima. Au încercat să mă stropească și pe mine, dar am fost în gardă cum ar veni, că știam că se întâmplă ceva dacă e apă în jur. Hai, mulțumim frumos, să vă dea Dumnezeu sănătate. Mulțumim tare, mult toate sănătate, și... multă. Vă așteptăm la circ. Vă așteptăm la circ. Mulțumim mult. Așteptăm la circ. Numai bine. Hai. Hai. Și zice Nentu Mărin, mergem la o fabrică de mobil. Încearcă să ne țină cât mai ocupați, încearcă să ne umple ziua. Țăr. Mudava. Da, tăticuțule. Ce faci, băiatul, tati? Ați terminat acolo? Da, de mult. Suntem pe terasă. Stăm un pic, mâncăm un calcan. Da, asta bun. După ce mâncați calcanul ăla, vă duceți să luați niște mentă și rucola de la limanul. Dar ce vrei cu menta? Ce te doare? Păi, mă doare piciorul drept
și mâna stângă. Deci să luăm pătrunjel și mentă, ai zis, nu? Te aștept cu ceva rece când ajungi. Ce vrei pătrunjel, ce vrei să zici? Bă, da, bă, moment. Mai închis telefon. A, bună dimineața. Mergem la un magazin. Luăm frumos, papa, cumpărăm în casulete și băgăm frumos. Ce rost are să ne chinuim? Eu așa zic. Câte unde ne-ai adus fluturi? Ce frumos! La o fabrică de mobile. Pentru că mi-am propus să aduc multe scaune, multe mese aici în lobby pentru oamenii care intră să poată să așeze când vin la spectacol, la un suc, în pauză. Avem și noi nevoie de două mese, da? Și 80 scaune pentru circ. Noi pentru astea muncim. Munciți. Da? Normal. Ok. A zis da, cu mare drag. Perfect! Hai! Măi, Marine, stai un pic ca să știe telespectatorii. Bă, tu te auzi ce spui? Păi băi, nebunule, ai uitat. Cosmin a ținut să-mi aduc aminte că eu sunt alergic. Ca să eu recunosc. Sincer, acum câți bani zicem, în urmă. Eu am mai fost chiar cu el la o fabrică de mobilă la Reșița. Unde eram la Oravița, ai zis că ți intră pe aici. Am simțit pentru prima dată că sunt alergic la praful ăsta la Rumeguș. Când am intrat atunci pentru prima dată, am zis, bă, mă, eu nu mai pot să merg. Dar de ce? Păi te simt că mi-intră Rumegușul pe aici? Lui intră pe aici, pe nară, vine frumos aici. Și de aici se duce la ureche și faci nu știu ce nebunici. Nu te băi, hai băi, smart doi. Atunci eu sunt convins, acum nu știu câți ani, când s-a plâns, n-a vrut să intre în fabrică. Cred că n-avea chef și a stat afară, la durul la patin. Atunci eu aveam o problemă la gât, dar cred că și la sinusuri. Neamărin, tati da. Și-a tăiat degetele la o probă de zice, asta. Doamne ferește! Serios! Trebuie să ai grijă. Ne-a pus pe fiecare să facem câte ceva. 7. Cosmin cu încă un muncitor de aici au început să taie diferite uși, diferite părți din astea pentru sertare. Hai cu 12! Hai cu 13! Și le împerichem pe astea cu astea, nu? Liber, păi. Rubii au pus-o să bage cu mașina niște șuruburi la balamale să le monteze. Uite, îmi place treaba asta. Și am făcut cu pistolă și mi-a plăcut mult. Asta să fie dreapta aici? Aici să fie da. Și acum pleacă singur. Se duce singur, da? Alta, da? Da, da. Pe cant lipea furnirul acela ca să nu se mai vadă fal. Mi-a plăcut chestia asta, n-a fost niciodată. Trebuia doar să presezi un pic scândura asta. Să o împingi și ieșea în partea cealaltă la gata. Tararara. Trebuie să ne primiți cu sare și cu pâine și cu... Și cu icre, cu de-astea, ce mai... Cu ce să mai și cu saltea așa, să ne întindem. Ce trebuie să facem rozele uștean și de pătrunjel, de ce tu vrea neamărin, la liman? Sărmâinile. Bună ziua! Sărmâna, doamnă, bine v-am regăsit. Bine ați venit, băieți, cu tare, cu tare, ce vreți? Noi trebuie să luăm așa, leuștean, mărar și mărar. Și ceapă. Ceapă așa ca să fie bună. Nu, ceapă nu, nu. Nu vrem ceapă? Așa. Cine mai știa ce ne trimise să neamărim să luăm? Fermente și rucul. Atât aveți aici? Cum aveți doar mente și rucul? N-avem atât sau? Da, eu vreau leuștean. Și mărar. Ce să fac cu menta? Doamne, dă-mi și nouă niște pătrunjel, n-am mentă. Ce trebuie să faceți? O... Trebuie să munciți ca să vă dau, nu? Doamne, dar ce aveți, doamnă, cu muncă? Să ștea pe zona asta păi, de Dobrogea. Să vă dau degeaba, așa, pe că nu sunt. Pe o plătim, doamne. Uitați, doamnă, aici sunt inflamat aici, la spate, de la... Dacă puneți mâna, simți imediat. Și aici, aici am făcut niște... Da? Și nu mai puteți? Putem, păi noi ne omorâm, ne mărim. Pe noi ne omorâm, ne mărim. Dar aveți niște oameni să ne ajute? Pentru că trebuie să munciți. Deja e cumva un clișeu ăsta, adică e un pleonasm, dă-mi, nu-ți dau, trebuie să muncești. E pleonasm. Ce știm direct. Zi exact ce să mai. Prima dată o dăm porțiunea aia. Doamne, vine perfect. Mare ploaie. Stai mă, păi, păi până vine și eu, doamne, doamne. Fel și n-am mai plouat. Da? Serios. E bine, că nu ne aplecăm, stăm în picioare și... Venea ploaie. Și pentru că venea ploaia să negrise tot cerul, doamna ne-a dat un furtun. Udați menta. Domnul Liviu, din capăt. Uite, Anda, deci fii atentu, e din capăt. Uite ce prost e ăla. Dar de ce ai făcut aceasta? Ce prost e ăla. Când trece ăla, te las. Liviu, le dacă mă ula părte. Ce vreau să stau cu furtunul în bână? Da, bine ne faci. Sârma! 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 Păi de ce, doamnă, unul dăm așa bine? Decât să frecați menta, mai bine o udați. Ei, explicați-mi și mie, doamnă, cum e cu menta asta? Pot să-mi pun și eu acasă? Pot să-mi pun și eu acasă?
Și e un tratament mai special sau? Trebuie să aveți grijă de iarbă. Nu trebuie să ai de plin de iarbă prin iarbă, pentru că o sufocă. Pentru că iarba crește mai mare ca menta. Dar acum că noi călcăm pe ea, n-are nimic? Dar nu călcăm, că nu e nicio mentă. Ce e mentă aici? N-are nimic, nu? Pentru că e băiată, fiindcă nu e. Acum, pe aici e mentă? Da, de exemplu, asta e mentă. A, da. Eu te văd, da, bă. Adică asta e cum... Eu am crezut că ne las la mișto cu asta. Bă, tu dai seama că toată curtea asta e numai mentă, ești nebun? Tot mentă, da? Este tot numai mentă. Femeia aia n-avea niciun leuștean sau pătrunjel în curte, cum au toți oamenii duși la biserică. Femeia avea toată curtea imensă, plină de mentă, doar mentă. E, uite, vezi tu pe băieții așa, ești a doi de aici? Ăștia o să se ducă la școală mâine și o să zic că știi cine mi-a udat mie grădina, uite. Exact, fii atent că sunt și nostru pe filmare acolo. Care, ce vârciu, mă, ce Andrei, ce Anda? A, proștia, păi mă să mă chema niște, am angajat niște oameni, au venit săraci, au stat, au udat acolo, mai și plouă. Hai. O fi frățiorii mei. Că-i neamărit, nu știu dacă știți. Mai are și copii pe la limanul, pe la... Tot seamănă trei, cum a zis Jean. Cine mi-a udat mie grădina, da? Hai. Și aici ce crește, doamnă? Ciment în partea asta aici? Crește și menta acolo? Menta crește și acolo? Da! Stă după copac așa. Vă spun eu că vine mare ploaie. Noi vorbiserăm deja să vine ploaia, că știam. N-are rost, nu? Hai ploaie, hai să ne ușurez munca. Hai ploaie, hai. Și bineînțeles, dacă tu știi că vine ploaia, ce rost are să uzi menta când poți să o uzi pe Anda? Liviule! Ah! Ce parte e, mă? Unde e, mă? Cum alerga, mă? Mamă, Liviule, ce ți-o iei? Și câte mi-a mă să-mi usuc părul ăsta de un metru? Și bineînțeles că am trecut de la udat menta la udat sirena. Deci dacă vin după tine... Hai! O uzi ca să crească, se înflorește tot. A crescut un pic, fie vorba între noi, a crescut un pic. Jur că dacă vin la tine, acum se fac de boala lui Cala. Fiecare a udat ce a simțit. Tu menta, eu pe Anda, pentru că Anda se ofilea, eu am văzut-o. Și dacă se era să picioare. Frecăm în loc să udăm, era mult eu mai am bine. Frecat menta și tu? Frecam lampa și ieșea Anda. Olu! Te arzi, Bogule? Ce te-a pândit, bă, hoața, bă? Cum a mers încet, 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 încet. Asta e neam cu neamărin, să nu rămână datoare. Poate fata, poate fata, nu se știe niciodată când îți găsești nașul. Păi tu crezi că rămân așa? Ia uite aici păr, uite aici păr, de uscat două ore. Hai să spun ceva, nu e calitate nici la șampon, nu știu cu ce te spală, cu săpun de rufe, cu ce te spală, că neamărin se spală, da, cu săpun de rufe. Ai văzut cum mi se păr un cap? Sârmă, zici că este perie de aia de covoare. Andrei, ce să zică și el, că el care n-are păr, na. Băi, pletosule, te ia mama naibii, că încep și eu ca neamărin, acum încep să mă transform. Nu poate până nu face el ceva rău. Să faci, bă! Bă! Ea era deja udă, toată stropită. Dar și eu la fel, vreau să-i fac rele. Acum eu sunt mai fraier. Bă, hai, lasă-mă jos! Te lasă-mă! Prima oară în viața ta când a fost bine că ești pitic. Că dacă erai un pic mai înalt, te dai cu capul în piatra aia. Să mor, eu nu mai fac nimic.